Deși în strategia de transport public al municipiului Galați se prevede că Transurb ar urma să preia principalele trasee, scoțând astfel din oraș operatorii privați, autoritățile anunță că licențele lor vor expira în 2 luni și abia după aceea Consiliul Local va lua o decizie în privința lor. În cazul în care se vor prelungi licențele, mașinile maxi-taxi vor circula în continuare minim 1 an. Legat de executarea în paralel a transportului public de către operatorii privați și operatorul local, cu siguranță, dacă vom face o prelungire prin act adițional a actualelor contracte de concesiune, da, se vor suprapune. Ca să facem o delimitare a transportului public local între privat și public, ar fi nevoie să facem o altă licitație pentru concesiunea respectivelor trasee. Ori, acum suntem la sfârșitul lunii martie, în ultima decadă, mai e luna aprilie și luna mai, aceste contracte expiră. Ori, în varianta prevăzută de lege, orice concesiune nu se poate face mai devreme de 6 luni de zile. Și atunci, întrebarea firească e cum va funcționa transportul public local dacă noi închidem contractele de concesiune pe care le-au avut privații și scoatem la licitație în intervalul ăsta de 6 luni noile contracte pe alte trasee. Strategia de transport lansată de Primăria Galați prevede modernizarea unor străzi, achiziționarea unor mijloace de transport în comun care să îmbunătățească parcul auto al Transurb și un sistem de autotaxare modern. Pe termen de 2 ani de zile, să spunem, sunt prinse în strategie câteva modernizări de străzi care, în mod indirect, au legătură și cu activitatea de transport. E vorba de Mihai Bravo, Angel Saligny, Tecuci, George Coșbuc. Dar și o serie de achiziții, vorba de cele 14 trolebuze luate din colaborarea cu Berdul, implementarea unui sistem automat de taxare, achiziționarea 40 de autobuze cu grad redus de poluare Euro 6, modernizarea 20 de vagoane de tramvai, reabilitarea căii de rulare strada Brăilei, strada Domnească, ne referim la troleie, reabilitarea magistralei transport tramvai viaduct combinat, reabilitarea magistralei transport tramvai calea Prutului viaduct, reabilitarea magistralei transport tramvai siderurgiștilor 1 decembrie 1918 Hericoandă, George Coșbuc, bariera Traian. Practic închiderea liniei de tramvai care pornește din micro 19, care a ajuns până la spitalul de copii și care trebuie să ajungă până în bariera Traian. Mașinile maxi-taxi din Galați transportă, potrivit unor surse, 50.000 de persoane pe zi. De cealaltă parte, mai mult de jumătate dintre călătorii Transurb sunt elevi, studenți și pensionari care beneficiază de reduceri sau gratuitate pe mijloacele de transport în comun.